ce știți? Ce s-a întâmplat? În jurul orei 12 s-au prezentat 3 persoane, 2 femei și un bărbat, zicând că vor să meargă la urgențe. Ceau. Și le-am spus că nu se poate intra decât cel bolnavul. La care el a început să jure, păi ce, că nu crede în niciun COVID. Măi băiatule, intră doar bolnavul. Și merge acolo pe platou și le ia cineva. Zis și făcut, a mers în urgențe, din ce am înțeles, erau prostituate și erau sechestrate. Asta care era în urgență a spus că este cu peștele și peștele afară, dar are și pistol. Eu vă zic doar ce am auzit. Da, da, da. Pentru că în circa 10-15 minute au venit 5 mașini de poliție și au căutat prin jur. Zic, bă, băieți, cu ce vă ajut? Căutăm pe cineva. Atunci un domn de la poliție mi-a scos un telefon și mi-a arătat chipul domnului cu care mă certasem mai înainte. Îl cunosc? Zic, da, uite-l acolo în bar. La 10 minute după ce au intrat poliția peste el, au ieșit cu cătușe și au zis, mersi domnul agent, că ne-a ajutat, l-am găsit cu pistol la el și el avea și ea. A trecut toată chestia, l-au luat, l-au arestat. Eu, făcând de serviciu în policlinică, m-am dus la urgență, la raze. La raze, cea prima prostituată care trebuia să facă raze, a ieșit de la raze, domnul jandarm mă întreabă ce ai în poșetă. A găsit al doilea pistol, deci îl avea în spital. Deci asta e ce, ce am auzit și ce am văzut, deci eu... Am înțeles. Deci și ea avea, deci care era în spital și ea avea pistol în geantă. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Reșița s-a prezentat în această dimineață o pacientă în vârstă de 47 de ani care prezenta plăgi superficiale împușcate. S-au efectuat investigațiile necesare, s-a administrat și tratamentul, după care femeia a fost preluată de poliție. Știți cumva că avea vreo armă la ea sau că a fost găsit un pistol? Nu am astfel de cunoștințe. Româna. Bună ziua. Unde s-a întâmplat? Aici, la masa asta? Da, aici în sala s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat, de fapt? La masă erau doi tineri care serveau masa, un domn și o doamnă, și eu eram prin bucătărie, deci serveau masa și la un moment dat am văzut o descindere a poliției, jandarmii și toate cele s-au umplut sala, la care mi-au spus să mă retrag eu și dumneavoastră i-au luat pe dânsul bucătușele și... Pe doamna, nu știu, nu vreau să vă spun altceva, nimic, pentru că nu am stat să particip la... În primul rând... Nu. Poliția municipiului Reșița a fost sesizată prin apelul 112 de către o femeie despre faptul că ar fi fost amenințată și împușcată cu un pistol cu bile în locuința acestuia. Femeia s-a prezentat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă nu a rămas internată. Polițiștii care s-au deplasat de urgență la fața locului au identificat-o pe apelanta în vârstă de 46 de ani și pe concubinul acesteia în vârstă de 27 de ani. Asupra bărbatului a fost găsit un pistol de tip Airsoft, iar la locuința acestuia din Reșița a fost găsit un alt pistol cu gaze, ambele arme fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. Momentan, ancheta este în plină desfășurare. Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Ancheta este în desfășurare sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Reșița, urmând a fi stabilită întreaga situație de fapt și de drept și a fi dispuse măsurile legale.